Procurorii acuză pe deputatul PNL de Argeș de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Totul în contextul în care Direcția Națională Anticorupție a deschis cel de-al patrulea dosar în care sunt vizate despăgubiri ilegale acordate de Agenția Națională pentru Restituirea Proprietăților. De data aceasta este vorba de 100 de milioane de lei, bani pe care i-ar fi primit omul de afaceri Mihai Rotaru pentru un teren din Pitești. Astăzi, deputatul Cătălin Teodorescu și omul de afaceri Mihai Rotaru, cunoscut pentru businessurile sale în domeniul energiei, dar și în cel al imobiliarelor și principalul acționar al Clubului Sportiv Universitatea Craiova, au fost aduși la audieri. Parlamentarul de Argeș a fost membru în Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, care funcționa atunci pe lângă ANRP. Teodorescu a fost unul dintre cei care au aprobat despăgubirea de peste 100 de milioane de euro către Mihai Rotaru, după ce acesta cumpărase drepturile litigioase de la o persoană, un simplu cetățean care se judecase timp de 8 ani cu primăria Pitești, fără a putea obține despăgubirile care i s-ar fi cuvenit în contul terenului care nu putea fi restituit în natură. Anchetatorii au suspiciuni privind modalitatea în care solicitarea de acordare a despăgubirilor a fost acordată. I-a fost acordată lui Mihai Rotaru în termen de doar 6 luni de la preluarea drepturilor. Pe numele lui Cătălin Teodorescu mai există un dosar pentru o speță similară. Este vorba de un dosar deschis la finele anului 2014, când Alina Bica, lăcrămioara Alexandru și Dragoș Bogdan au fost învinuiți și reținuți pentru corupție. Asta după ce Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul ANRP a acordat despăgubiri pentru un teren supraevaluat. Cătălin Teodorescu, pe atunci președintele Organizației Județene APDL, a recunoscut că a făcut parte din respectiva comisie, cu propria precizare că nu a avut atribuții din punct de vedere al stabilirii valorii terenului.